de vară este într-adevăr una simbolică, deoarece ea ne deschide larg ușa către împărăția Măriei sale, vara, care ne aduce vacanța cea mare și mult așteptată, dar și către împărăția Măriei sale, copilărie. Cât de minunată, miraculoasă și plină de basme această superbă împărăție cu numele Copilăria. E toată un basm, deoarece zilele par clipe, iar clipele par o veșnicie. Grija maturilor pentru fericirea copiilor se concentrează la scară mondială prin adoptarea în 1924 de către Liga Națiunilor Unite a Declarației Drepturilor Copilului. În 1925, la Geneva, în cadrul Conferinței Mondiale pentru Bunăstarea Copilului. Așa s-a întâmplat că ziua de 1 iunie a fost înscrisă ca sărbătoare în calendarele a 25 de țări. Sărbătoare se sărbătorește și la alte date. În India, pe 14 noiembrie, ziua de naștere a prim-ministrului Javier Borler Mirco, care iubea foarte mult copiii. În Coreea de Sud, pe 5 mai. După, UNESCO, este pe 20 noiembrie. Poezia, vara. Hai copii, ieșiți afară, costășii și mândra vară, 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 dulce vară, e atât de bine afară când îți asfârșește vara. Unde ești, copilărie? Sunt aici, în floarea albă și parfumată din april, în prima învățătură și a vieții de copil. Unde ești, copilărie? Ascult povești despre cuc în hamacul de snuc, în ghiozdan lângă penar și pagine de epecedat. Unde ești, copilărie? Acasă, la cei doi bunici, ce-mi citeau cu lampa prinsă și-și plineau nepoții mici cu ușa, case larg deschise. Unde-s mai buni copiii, cerul fiind de ciocării, aici este casa mea, neamul meu și inima. Copilăria. Ce dulce ești, copilărie, cu zâmbet vesel de copil, dar mai dulce ești atunci când rămân doar amintiri. Copilărie, pentru mine plouă, ninge, suflă vântul și se stinge. Pentru mine curg izvoare și răsare mândru soare. Pentru mine codri. Pentru mine înverzesc codri și îmi și zâmbesc. Dacă vi s-ar cere să luați cu voi, într-o călătorie îndelungată, obiectul vostru preferat din copilărie, ce ați luat și de ce? Părinții. Mai tare, mai tare vorbiți! Și încă ce? Părinții. Jucăriile. Mingea. Mingea, așa. Telefon. Telefon. Eu, dragii mei, mi-aș lua cu mine lesagă cu povești, pentru că ele m-au crescut. M-au făcut să-mi iubesc părinții, casa, patria, neamul. Să devin omenească. Odată, vara, mă pornesc eu la frat cireșe. Mă duc la fratele lui tata, cel mai mare, să-l iau pe vără Ion să ne ducem la frat cireșe. Eu, ca un băiat educat, intru în casă, salut gazda și mă duc la mătușă să o întreb. Bună ziua, mătușă! Am venit să-l iau pe Ion la scăldat. Nu e acasă, Ion, să duci cu moștul Vasile sub cetate să ducă niște sumani. Dar mai rămâi sănătoasă, mătușă. Hei, aici ți-ai scaldat cu diavole! Mai schimbați-o mie! Ștefane, să-ți povestesc o întâmplare, dar să nu ți iei de supărare, că ai de plătit niște barale. Dar ce s-a întâmplat, frate? Mica tău m-a furat și câine pe m-a turtit și cireșul mi-a golit. Cireșul și-o săcut. Că o știu. Să spun ce s-a întâmplat. O bătaie am mâncat, că mi-aduc și azi aminte, că încă n-am fost cu minte. Copil cu minte și cinstit, încă nu s-a pomenit.